În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ori te poartă cum ți-e vorba, ori vorbește cum ți-e portul. Iubiți credincioși, astăzi într-o mare sărbătoare dublată și din punct de vedere tradițional cu aceea a sărbătoririi Iei Românești, astăzi în biserică, asaltat fiind de atâtea veșminte tradiționale, m-am simțit în diaspora. E bine că m-au ajutat și niște frați pe care i-am găsit în diaspora, de la Vaasa, din Finlanda. Și m-am gândit că, de fapt, călătoria asta noastră într-un veșmânt popular este o călătorie a neamului românesc. O să spuneți, da, ce caută tradiția în biserică? Păi aici este locul. Biserica de multă vreme a devenit diaspora pentru tot ceea ce înseamnă românesc. Dacă vă veți duce în marile capitale ale Europei, să știți că veți vedea bisericile românești mai pline de tineri și de copii decât sunt în România. Exceptând biserica noastră, despre care nu vreau să vorbesc, pentru că este o infuzie de tinerețe pe duminică ce trece din ce în ce mai importantă. Dar să începem totuși, pentru că eu mă expun unor comentarii de toate felurile, să începem de la ziua de sărbătoare de astăzi. Din punct de vedere religios, este sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. O sărbătoare foarte importantă, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul este sărbat de câteva ori în an. Veți vedea, la sfârșitul lunii august, chiar vom încheia viața Sfântului Ioan Botezătorul prin tăierea capului, pe 29 august. Pe 7 ianuarie, imediat cu bobotează, vom prăznui soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Iată și astăzi mai sunt câteva aflări ale capului Sfântului Ioan Botezătorul. Deci Sfântul Ioan Botezătorul devine așa un leitmotiv al vieții bisericești. Și anume, mă gândeam la momentul de astăzi, pe care îmi pare rău că n-am putut să-l marchez așa cum se cuvine din cauza emoțiilor pe care le-am avut, la dialogul dintre preotul Zaharia, care a tras la sorți și a intrat singur în Sfânta Sfintelor. Acum vă imaginați, eu, fără să trag la sorți, m-am pomenit singur în Sfânta Sfintelor astăzi. E un lucru mare, pentru mine cel puțin, foarte mare semn. Și când a intrat și îngerul l-a vestit cu ceea ce vroia el să audă, dar pe semne că nu era pregătit să audă, că n-aș vrea să spun că nu vroia să audă ceea ce a auzit. Un om înaintat în vârstă însemna în jur de 90 de ani. Cu soția trecută de 80, a aflat că va naște un fiu. Toată viața se rugaseră să aibă un fiu și nu se putea, pentru că soția sa, Elisabeta, era stearpă. Punct. Și după ce i-a spus îngerul că au fost auzite rugăciunile și că se va duce acasă și soția lui va rămâne însărcinată și va naște un fiu, el atunci a fost podidit, cum ne podidește pe noi rațiunea, exact în momentele în care nu se cade să o pomenim. Și anume a zis, eu sunt bătrân. Soția mea este înaintată în vârstă. Vedeți că aici e o diferență foarte mare. Nu poți să zici despre soție după ce trece de 26 de ani, decât că țin mai tânără decât mine, oricum, da? Deci el a zis că e bătrân, dar soția înaintată în vârstă. Adică a fost fair play, ca să zicem așa, în termenii teologiei cele mai înalte. Problema este următoarea. De ce nu a spus, Doamne, în sfârșit? Păi noi nu facem la fel? Este o paradigmă pentru noi. Așa facem și noi. Bă, când ne spune Dumnezeu, gata, Dumnezeu a urzit rugăciunea. A, dar-i departe. Dar cum poate să, cum poate să se întâmple așa? Dă-mi un semn. E în momentul în care îngerul a aflat că Zaharia vrea un semn, i-a zis,
nu vei putea vorbi, vei rămâne mut până când nu se va naște copilul. Zi și făcut, când se iasă din altar, lumea aștepta să dea răspuns la întrebarea de ce a întârziat așa de mult, probabil că discuția a fost pe un termen mai lung decât ar fi o cădire pur și simplu prin altar. Și atunci el a început să dea din umeri și să facă semne că are nevoie de o tăbliță. Și a scris la copă tăbliță că a avut o vedenie și ne vedem data viitoare. După 9 luni și ceva, toți s-o felicite pe Elisabeta, care și Elisabeta săraca de ea. Acum vreau să fim sinceri până la capăt. Ca orice om, nu zic ca orice femeie, ca nu poate să vă credeți că eu sunt în afara terenului de joc. Nu, sunt și eu tot în terenul ăsta de joc. După ce a aflat că va avea un fiu, ea care toată viața asta aștepta, s-a tăinuit pe sine 5 luni, adică trecuse de jumătate de sarcină. Ori că nu îi venea să creadă, ori, cum am mai auzit eu pe aici, pe acolo, o năzdrăvănie, zice, dacă spunem altora, poate că nu e bine sau nu cumpăr hăinuțe la copilași. Acum, acum 30 de ani, puteai să zici așa, că nu știi dacă o să fie fată sau băiat. Acum, când la 6 săptămâni, zice domnul doctor Fauaz, vezi că bate inima cu 142, de ce fată, că dacă bătea cu 140 era băiat și așa mai departe. Acum, vă spun eu, nu e tot o învățătură pentru noi? Tot ne-am îmbrăcat în ei așa frumos. Hai să învățăm câte ceva din ziua aceasta. Bun, și după 5 luni și-a dat seama că e cu siguranță, asta este, înaintată în vârstă, nu vă spune Scriptura că a fost fair play cu Zaharia, dar vă spun eu, era peste 80 de ani. Dacă veți căuta așa în cunoștințele dumneavoastră în domeniul respectiv, nu vă amăgiți. Rațiunea este dușmanul numărul unu al fericirii. Dacă era după rațiune, zicea, bă, tată, vezi de treabă la vârsta asta. Nu. Dumnezeu ne arată prin nașterea Sfântului Ioan Botezătorul că unde voiește, biruiește rânduiala firii. Firea nu este biruită, cât este desăvârșită. Așadar, astăzi învățăm acest lucru mare, că atunci când Dumnezeu ne transmite că ne-a auzit rugăciunea, trebuie să fim și noi credincioși. Bun, ți și făcut, s-au așezat lucrurile. Și totuși, noi, ca popor român, această sărbătoare o avem împlinită și împletită cu denumirea de sânziene sau drăgaie. Aceste sărbători populare au probabil de la scutecele pe care tot le-a făcut toată viața Elisabeta, mama pruncului, până la vârsta aceasta înaintată, pe care nu putuse să le folosească și le așezase cu mare, mare migală, și din aceste scutece, iată că la noi a apărut ideea de veșmânt. Eu când v-am spus de veșmânt popular, nu v-am zis costum popular, cum spun unii și alții. V-am spus de veșmânt pentru că eu știu de la profesorul meu, să pomenească bunul Dumnezeu, Mihail Rădulescu, de franceză de la facultate, și a spus, copii, să nu uitați că toată viața veți fi exponate vii, îmbrăcate în veșminte vii, în muzee vii care se numesc biserici. Sunteți exponate vii. Cei care astăzi ați pășit în biserica noastră, îmbrăcați în ei, sunteți înveșmântați în nemurirea ei. Sunteți exponate vii într-o biserică vie. Știți ce purtați pe dumneavoastră? Chiar dacă ia pe care o purtați, am văzut câteva foarte, foarte interesante și am văzut și altele și mai multe, și să nu vă jenați de lucrul acesta, sunt făcute de frații noștri chinezi. Dar eu o spun cu mare, mare bucurie. Erau prin New York, fix de ziua Statelor Unite, pe 4 iulie, când un american și un chinez mergeau așa de braț și toată lumea acolo e cultul drapelului, drapele peste tot, și chinezul nu mai putea de bucurie. Băi, fratele meu, ai văzut, băi, Sam? Era unchiul Sam, știi? Băi, Sam, uite, bă, câte... Ce, da,
Nu înțeleg bucuria cu care te uiți tu, vai, dar mă uit câte sunt. Da, mă, e tradiția noastră, e poporul american, ține foarte mult la drapel. Da, mai da, și tu de ce te bucuri? Păi ce te-ai uitat ce scrie pe etichetă? Made in China. Problema este următoarea, trebuie să te bucuri de realitate. Și noi ne bucurăm aici de o realitate. Să știți că, acum vreo un an și jumătate, doi se fac acum în august, fiind noi nași pentru a 27-a oară, cred că era, înainte de a fi a 28-a oară acum, a primit soția, cunoscut fiind de către Fina, viitoarea Fină, că este mare admiratoare a iei românești și a costumului fel popular, a primit o ie. Măi, s-a uitat așa puțin, știi cam cum se uită, de exemplu, pisica după ce mănâncă numai bunătățuri, îi dai așa un colț de pâine și se uită așa până l-ar lua, să gândește în sine ei, ce dacă mi-l dădea atunci când era foame, poate, da. Știa ce are în dulap una alta, s-a uitat foarte, foarte, dar îngăduitorul, că știe să poarte când lumea așa. Da, da, orice, mă bucur, dar sigur că da. A ținut-o în dulap preț de vreo 14 săptămâni. Nu că era pusă la dospit, dar nu avea curaj să se îmbrace. Deja a considerat că dacă a întors și scria Made in China, vă imaginați, era costum popular românesc, Taiwan, nu știu, alte năzăvănii, dar e, mă rog, dacă deschide discuția cu Taiwan și China, vă las aici până de seară, că știți despre ce e vorba. Și avea conștiința că este de unică folosință. Știți cum, prin anii 90, când au apărut aceste pahare de carton și nu ne-am dat noi seama că sunt de carton, decât după ce am uitat Coca-Cola în pahar, și după 3 zile ne-am dat seama că nu era de fier, cum credeam noi, sau de plastic. Avea conștiința, știi cum e, cât un Moș Crăciun care primește de la firmă un costum și așteaptă să se facă copilul puțin mai mare, ca să, adică știe că numai odată poate să-l îmbrace. Și a îmbrăcat acea ei odată. Ce bă, dacă tot e odată și a fost odată ca niciodată, ce măcar să vedem ce se alege. Și a băgat o mașină de spălat, n-a dus-o la curățătorie, cum se poartă cu alte lucruri, de altfel. Bă, fraților, când a scos-o de acolo, nu numai că surpriza era fantastică, ea era cusută cu negru pe alb. Noi am crezut că va ieși ceva gri. Sau măcar să vedem cum e, că înainte de a arunca un lucru, trebuie totuși să încerci în amănunt ce se întâmplă cu lucrul, dacă tot îl arunci. De ce să-l arunci fără să faci o experiență? Și când a văzut așa, ce voi, că cred că mai merge odată. Băi, copii, cred că are de vreo 20-30 de ori de când a făcut acest experiment și încă merge. Și de aici v-am spus, nu etichetați lucrurile înainte de a le verifica. După părerea mea, în afară de acea ie taiwaneză, să zic așa, dar românească, în profunzimea simbolului pe care îl poartă și a modelului pe care îl are, cred că este de multe ori mai rezistentă și mai reprezentativă decât multe dintre costumele populare. Și acum revenind la ia noastră, cea de toate zilele. De ce credeți că este reprezentativă pentru poporul român? Pentru că ia nu este un costum, este un veșmânt. Așa cum mă vedeți pe mine cu acest veșmânt, care mă bucur tare mult că are modele populare, sunt niște cruciulițe împunse așa frumos și are și culoarea despre care o să vă spun acum, ia românească este un veșmânt real care protejează. Dar de ce protejează? Pentru că la baza țesăturii ei stau niște rugăciuni pe care le spunea cea care le țesea și apoi cea care împungea fiecare musculiță, fiecare cruciuliță din model. Și o să spuneți, păi și ăia taiwanezii tot așa făceau? Nu! Deja când modelul a fost primit și de taiwanezi pentru Românica și pentru alte țări, au primit un simbol și, să zicem așa, la pachet 2 într-1.
simbolistica ei nu mai are nimic de a face cu împunsul acela, ci are prin sine acel model toată puterea pe care o avea acel model pe care îl țeseau mamele, soțiile, fecioarele din neamul românesc atunci când le-au făcut prima dată. Vă să zic că după ce s-a făcut această matrice, toate celelalte au devenit niște simboluri vii. Dar să vă spun despre culori. Culorile, în general, sunt alb și negru. Am văzut astăzi, chiar m-am bucurat că am văzut și două negre și am să vă spun că acelea sunt ii de doliu pe care au știut femeile să le așeze așa cum se cuvine și trebuie purtate ca atare, dar culorile celelalte ale modelului folosesc ață roșie și neagră, adică viață și moarte cu împletirea aceasta care ne duce mai departe, pe fondul alb. Ne aducem aminte că v-am mai spus și la mărțișor cum se împletește viața aceasta frumos. Ei, dar fiecare împunsătură a ei, pentru care cea care împungea spunea câte o rugăciune, a rămas întipărită nu numai în material, ci și în ideea însăși de ie sau de veșmânt popular românesc. Și totuși ați văzut și albastru, iată cum am eu. Ei, această culoare a apărut cam prin secolele 15-16, atunci când femeile la început din Oltenia, după nuntă, rămâneau acasă la soții lor și pregăteau momentul în care se vor întoarce la casa părinților, care se fac cu ocazia căreia se facă prima vizită. Prima vizită în calitate de femeie măritată. Și vă imaginați că se întorcea la casa părinților ei numai după ce își făcea în calitate de tânără măritată prima ie cusută cu fir albastru. Pentru că femeia tânără măritată se află în cerul al șaptelea. Și cerul al șaptelea are în simbolistica culorilor albastrul. Și se întorceau îmbrăcate în aceste ii cusute cu fir albastru. Unu, vă imaginați cu câtă nerăbdare coseau bietele soții tinere ca să le poată duce bărbatul lor la casa părintească? Doi, câtă răbdare aveau ca să poată să încheie acea lucrare? Și trei, credeți că se duceau noaptea? Nu, se duceau în miezul zilei și o vedea toată lumea. Și vedea, uite, a venit alocutărică și se uita, băi, înfloritoare, să știi că trăiește bine. Până în ziua de astăzi, dacă m-ar întreba cineva despre un cuplu, dacă este fericit, mă uit la ei după ce vin din luna de miere. Și dacă, că știți, la 8 zile trebuie să vină la, că luna aia s-a mai condensat, așa, cam la 8 zile, când se întorc ei pentru rugăciunea de bisericire. Ei, când văd așa că sunt fericit, știu că merge treaba bine. Nu trebuie să mă uit la amândoi. La unul dintre ei, dacă mă uit, gata. Nu sunt bafal, dar nu, pur și simplu se vede pe ei. O să spuneți, bine, bine, dar au stat împreună de vreo 7 ani. Nu e același lucru. Nu e același lucru. De asta sunt și îngăduitor și sunt și de acord cu copiii, măcar să aibă atunci când încep un nou mod de viață, ideea despre finalitatea respectivului moment. Pentru că dacă încep cu gândul că ăsta e, cu el rămâi, pot să mai pun și eu umărul să ne rugăm împreună ca el să fie. Dar, revenind la veșmântul nostru de astăzi, este foarte bine să știm că sunt puține lucruri pe care românii chiar le au ca ladă de zestre. Unul este veșmântul și altul este credința.
Cu aceste două, să știți că nu se vor rătăci niciodată în lume. Am înțeles ieri niște lucruri foarte interesante, așa, între două intersecții, am apăsat pe un buton la radio și întreba cineva, știți cum întreabă reporterii ăștia care se gândesc numai la ălea de la ora 5, adică când o să moară ea, când nu o să mai auzi de așa, cum face să păziți acest simbol? E, și cea care vorbea, care bineînțeles cu suse atâtea și atâtea, era foarte tânără, o fată foarte tânără, dar avea experiență, a spus, ea nu poate să fie păzită. Oh, parcă auzeam foșnet în microfoane, cum făceau cei care urmau să pună o sumedenie de întrebări, zice, gata, acum ne-am scos. Deci ea nu poate fi păzită. Dar următoarea propoziție era așa, ea se păzește singură. Vot era demonstrandum. Iată că și astăzi ea s-a păzit singură. Dacă ați avut de dimineață acest gând de a veni îmbrăcați așa, cu siguranță că Dumnezeu ne arată că omul înțelege credința din toate punctele de vedere. Românul știe că nu trebuie neapărat să fie preot ca să slujească Domnului, ci să știe că dacă își îmbracă un veșmânt frumos, nu neapărat pe din afară, ci pe dinăuntru, și este dirijat de vorba cu care mi-am început eu astăzi cuvântarea, să te porți cum ți-e vorba sau să vorbești cum ți-e portul, cu siguranță că vei ajunge să înțelegi adevărata spiritualitate românească. Noi, deși acum și aici suntem în biserică, nu trebuie să depășim cu gândul că biserica este despărțită de popular sau popularul este independent față de biserică. Nu, sunt lucruri care merg împreună. Ori te poartă cum ți-e vorba, ori vorbește cum ți-e portul. Mă, tată, dacă vrei să te duci într-un club de noapte, după părerea mea personală, este să lași ea deoparte, așa că nu prea merge. Vii cu ea afumată, te zici că este păstră din râul de munte, când îl ține nenea pe brad, așa, și când vii acasă, nu, aia chiar că este de unică folosință, nu cred că dacă mai speli, mai faci ceva cu ea. Nici eu nu mă duc, de exemplu, la piață în reverendă și v-am mai zis și de altă dată, dar vă spun și acum, că nu mă doare gura. Nu m-ați văzut pe mine în reverendă și în veșminte, atunci când mă duc, de exemplu, să împing mașina sau să fac o pană sau mă duc la piață sau să mă vedeți cu sacoșe, cu reverendă. Nu, pentru că eu am făcut armată. Nu, cât am făcut eu armată, cum se făcea pe vremea mea, am învățat că inclusiv un militar, deci un soldat negradat, vai de capul lui, nu avea voie să poarte în mâini, de colo până colo, nimic în afară de materialele pentru tragere sau pentru diverse aplicații sau exerciții. Și de atunci mi-a rămas mie în cap că uniforma, vedeți, uniforma, vă aduc eu acum pe terenul ei, ea este printre altele o uniformă, asta să știți, dar nu o uniformă care uniformizează, care spune despre tine. De exemplu, treceam prin centru, mă duceam spre, acum merg din ce în ce mai mult pe jos, pentru că nu prea sunt locuri de parcare și las mașina și merg de 2, 3, 4, 5 străzi. Și mă vedeam niște copilași, unii mi-au zis să rămână, după ce am dat colțul, unul zice, să trăiești de un judecător. Oh, și mi-am dat seama, da. Eram pe aici, pe lângă primărie, și văzuseră niște robe și probabil că vreodată îi spuseseră să rămână al unui domn judecător. Și a zis, băi, eu să judecător, nu să pot. Probabil, zic eu acum, fac și eu un exercițiu de imaginație. Și m-a pus la punct, dar cred că am greșit, că nu l-am contrazis. Nu l-am contrazis, am mers mai departe. L-am lăsat să creadă și asta. Dar eu vreau să credeți dumneavoastră altceva. În momentul în care cineva te vede îmbrăcat într-un anumit fel, deja știe că ai curaj să dai mărturie despre ceea ce ești.
trebuie să știm că atunci când suntem îmbrăcați într-un anumit veșmânt, vorbim despre noi pe limba și limbajul acelui veșmânt. Și de aceea nu îmi pot permite eu să aduc toată biserica ortodoxă de 2000 de ani să împingă la un cărucior în care am băgat eu 50 de bani și mă duc să fac piață. După părerea mea, nu se cuvine. Și vreau să închei cu ceva. Eu am o teologie mai veche. Poate puteți să ziceți că e și învechită și vă dau voie să ziceți că e și prăfuită, dar așa a rămas la mine în cap și așa vreau să o păstrez și dacă mi-a ajutat Dumnezeu să mor cu ea, așa ce bine ar fi. Am văzut odată pe stradă un călugăr și m-am întrebat ce e cu el. Pur și simplu. Bă, dacă frații noștri yoghini au zis așa, nu este yoghin cel care a părăsit granițele Tibetului, mă, să știți că și în cărțile noastre, în secolul IV, Sfântul Antonie cel Mare a spus că călugărul nu trebuie să părăsească chilia. Băi, adevărat că eu am greșit că l-am judecat. Dar le-am zis aici oamenilor, măi, nu mai ispitiți pe bieții frați care vin după la mănăstiri să-i cazați voi să vă fac câte o sfeștanie una alta. Și bineînțeles că și la noi în biserică erau două maici care pe românește au vorbit mai departe despre mine, ia uite ce zice ăsta. Acum, chiar dacă aș fi zis că persoanele de față se exclud, nu mai credea nimeni. Dar rămân la această simbolistică. Ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba, este exact acest lucru de care vă spun. Când faceți un lucru într-un anumit simbolism, folosiți logistica acelui loc. Eu, de exemplu, dacă mă duc la o slujbă de-a mea și am reverenda pe mine și fac pană, ce credeți că fac prima dată? Îmi dau reverenda jos. Nu o să pun biserica ortodoxă să învârtă la cric. Nu. Nu, pentru că omul vreau să vadă în reverendă, în veșmânt, așa cum vreau să vadă și în ie, un lucru despre care noi mărturisim. De aceea, v-aș ruga atunci când îmbrăcați o ie sau vă îmbrăcați pur și simplu acasă, să vă gândiți în ce zone ajungeți, pentru că dacă veți cunoaște unde trebuie să ajungeți, trebuie să vorbiți prin veșmântul pe care îl aveți despre ceea ce vreți să faceți acolo. Pentru că altfel nu se poate folosi la maxim ceea ce înseamnă acest mare dar pentru poporul român, veșmântul popular. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit ocazia de a vorbi în această frumoasă zi de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și despre veșmântul gândurilor noastre, despre veșmântul posibilităților noastre și celor care astăzi, din binecuvântate pricini sau din uitare, nu și-au luat ia, eu le spun că în aceeași formulă ne vom putea vedea mâine și măcar pentru vara aceasta, vara e cam până la Crăciun, așa, să ne putem vedea în ie, pentru că vorbește foarte mult această ie despre faptul că înțelegem că îmbrăcatul este un act liturgic. Știți când s-a îmbrăcat prima dată omul? Prima dată omul s-a îmbrăcat în rai când a văzut că în fața lui Dumnezeu este gol. De ce s-a văzut că este gol? Pentru că îi nesocotise poruncile. Și atunci a trebuit să așeze ceva peste el, peste gândurile noastre. Să știți că întotdeauna stau niște haine care vorbesc despre ele. Gândurile noastre nu se văd, ci se simt prin veșmintele pe care le purtăm. Am văzut niște oameni atât de săraci, dar cărora le-am apreciat faptul că hainele, deși erau zdrențuite, erau curate. Nici măcar nu trebuie prea mult detergent pentru așa ceva. O haină curată poate să fie numai clătită în apă și grija cu care cineva
o clătește în apă, deja o curăță de toate. Dar când vezi un petec pe un pantalon soios, apoi nu știu dacă mai poți să înțelegi altceva decât neseriozitate din partea celui care poartă. Iubiți credincioși, vă mulțumesc că m-ați lăsat să-mi fiți martorii gândurilor mele și veșmintele pe care le purtăm astăzi să ne facă nouă cinste, dar să nu uităm că și noi suntem datori să le facem cinste. Așa să ne ajute Dumnezeu.